Accidentul s-a petrecut azi noapte în jurul orei 3:30 pe drumul național 55 Craiova-Bechet. În primele citări ale polițiștilor rutieri, ajung la fața locului, s-a stabilit faptul că un tânăr de 19 ani din localitatea Malu Mare, în timp ce conducea un autoturism, cu toate că nu poate să dea permis de conducere, a pierdut controlul asupra direcției de mers, s-a pătruns pe contrasens și a lovit frontal o auto utilitară care se deplasa regulamentar din sens opus. În urma impactului violent dintre cele două autovehicule, a rezultat decesul conducătorului autoturismului, dar și al conducătorului autoutilitarei, iar o altă femeie de 52 de ani, pasager în auto-utilitară, a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Polițiștii rutieri au întocmit un dosar de cercetare penală și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.